Cei care vor să facă o surpriză comestibilă iubitei sau iubitului pot alege dintr-o paletă foarte bogată de piese pe tema dragostei. Cei care vor mesaje personalizate le pot comanda deja, așa cum a făcut și un tânăr care a dorit ca pe plăcuța lipită pe cadoul dulce pentru iubita lui să scrie "Vrei să fii soția mea pentru o noapte?". Toate produsele sunt lucrate manual, de cofetari cu experiență și realizate 100% din ciocolată albă sau neagră. Chiar și lipiciul cu care se prind piesele între ele este ciocolată. Cu cât piesa este mai sofisticată, are mai multe elemente decorative, cu cât este mai personalizată într-un anumit fel, ea devine mai complexă. Pentru realizarea tuturor pieselor expuse s-au folosit aproximativ 45 de kilograme de ciocolată. S-a lucrat aproximativ 2 săptămâni și jumătate pentru că a fost nevoie de multă migală și atenție. Ciocolata este topită, apoi pusă în forme și lucrată manual. Cele mai frumoase cerințe din partea lor sunt momentele în care vin cu inelul să-l introducem în inimioară să facem piesa de ciocolată. Inima de ciocolată este cadoul perfect de ziua? Da, în general. Inimioarele sunt specifice. Iar surprizele nu s-au oprit aici. De Valentine's Day, îndrăgostiții și-au declarat iubirea și prin intermediul unui concept unic în România. O dronă a survolat zona centrală a orașului de la malul mării, purtând o inimă uriașă pe care a fost scris mesajul "Kiss on the Cam". La vederea acestui mesaj, cuplurile de îndrăgostiți surprinse de camere trebuiau să se sărute. Din imaginile capturate se va crea un videoclip ce se speră că va deveni viral în toată lumea.